Că vrei sau nu, când te lovește foamea sau setea, lași trenul în drum. Poate părea o glumă, însă este o întâmplare reală cu un conductor de tren ce a oprit trenul pentru a merge până la alimentară. Conform mesajul.ro, un tren a oprit în apropierea unei bariere pentru ca un conductor să meargă la alimentară, iar șoferii au așteptat minute în șir ca bărbatul să-și termine cumpărăturile. În jurul orei 20:30, semnalele luminoase și acustice pentru oprirea la barieră au fost activate, iar șoferii s-au pus la coadă. Un martor al evenimentului a povestit că dinspre gară s-a apropiat un tren de marfă, însă locomotiva a oprit chiar înaintea trecerii, scrie gherlainfo.ro. Din locomotiva a coborât un bărbat care s-a dus la un magazin aflat în apropiere. A cumpărat ceva, iar apoi în fugă a urcat din nou în locomotivă și și-a continuat drumul. În timpul acesta, șoferii așteptau. Sesizând situația de necrezut, omul a scos telefonul și a filmat momentul. Uite, fraierii stau la coadă ca să-și facă cumpărăturile cel din locomotivă, relatează mesajul.ro.